Doamnelor și domnilor, revenim și în seara aceasta cu o nouă emisiune. Așa cum deja v-am obișnuit, încercăm de fiecare dată să abordăm teme interesante, teme de actualitate, teme de analiză. Dorim să înțelegem mai bine lumea din jurul nostru, Biblia și relația cu Dumnezeu. De aceea, în această seară vă propunem să abordăm o temă foarte practică, religia pe interesul tuturor. Domnule Constantinescu, bine ați revenit în emisiunea noastră. Cu siguranță că pentru cei mai mulți oameni religia reprezintă poate cel mai interesant și în același timp contradictoriu compartiment al vieții. Pe de o parte, omul este atras cumva instinctual, cel puțin ca formă primară, de un sentiment religios. Pe de altă parte nu poate să și-l explice și conviețuiește cu el o viață până când este, poate în final să tragă o concluzie de fel de închirea tuturor bătăturilor. Uh, cert este că religia, prin definiție, este, zic eu, o formă de conviețuire cu divinitatea. Indiferent ce fel de divinitate ai în obiectiv, uh, încerci să, încerci să trăiești alături sau cu Dumnezeu. Uh, dacă citim nu numai Biblia, dar chiar, să zic așa, primele documente scrise de-a lungul istoriei, descoperim că din cele mai vechi timpuri oamenii au fost religioși, au căutat religia de ca fapt, o formă... De fapt, nu a existat cultură umană fără religie. Nu există uh, omenire fără religie. Doar nu. în vremurile moderne, începând cu ascensiunea iluminismului da, și da. raționalismului, se s-a creat cumva da, o este, societate este, în acest este, sens. Este. Dar, în general, toate societățile au avut o formă de uh, religie. Uh, știu că uh, Kieran Armstrong în cartea History da. of God. Uh, Analizează zestre religioasă a omenirii într-o manieră foarte competentă, mm -hmm. de altfel, uh, dar încearcă să descrie de fapt impulsul religios uh, cumva un fel roșu în toate da. religiile lumii. Ne încercă neapărat să facă un fel de ecumenism uh, științific, dar cel puțin uh, descoperă că există o asemenea trăsătură comună tuturor culturilor și civilizațiilor. Acum, e clar că oamenii au fost mânați, să spun așa cum scrie Petru, mânați să-L caute pe Dumnezeu. Uh, acum, nu ne propunem să trecem în revistă așa o istorie a religiilor, deși poate că ar fi fascinantă tema, dar mai degrabă să ne uităm în o uh, grada moștenirii iudeo-creștine. Uh -huh. Pentru că acolo, uh, în acest context unde se pretinde că există adevărul revelat de la Dumnezeu și este unic, acolo găsim poate cele mai interesante și poate chiar cele mai contradictorii elemente de religie practică. Și de aceea, ca să fim foarte concreți în seara aceasta, vă propun să analizăm punctual câteva evenimente din Vechiul Testament și apoi din Noul Testament pentru a încerca să creionăm un tablou al ce înseamnă să fii religios ce înseamnă să ai o relație cu Dumnezeu, ce înseamnă să trăiești după, după niște norme biblice, în așa fel încât să nu cazi nici în capcana încercării de a te mântui singur, dar nici într-un relativism religios de genul cred și restul nu contează. Haideți să luăm cu începutul, cum apare așa în Biblie, în Cartea, în Cartea Genezei, Adam și Eva. Ne insistând foarte mult asupra căderii în păcat și noțiunilor profunde, zic eu, în această privință, cum vedeți religia în grădina Edenului? Uh, și da, mai ales după da, vedere. da, Aș vrea să spun, uh, deci gredina uh, grădina Edenului nu nu este un fenomen istoric, ci este anistoric. Adică ce vreau să spun, când spui fenomen istoric, poți să spui a fost în locul cu tare, în anul cu tare, da, în acea zonă geografică și a avut legătură cu tare cu tare venite din istorie. Deci Biblia ne prezintă gră, uh, grădina Edenului înainte de către păcat. Ca un an, an nu, Deci, an nu zic că n-a avut loc, ci în afara istoriei. Deci, când noi spunem istorie, noi înțelegem istoria omului căzut în păcat. Da. Okay? Și în privința aceasta, deci, nu vreau să afirm o platitudine acum, pentru că ar fi o simplă platitudine să spun că avea o relație directă, mediată cu, cu Dumnezeu. Dar, cert este că conceptul de religie implică ideea familiei lui Dumnezeu. Da? Deci, ideea este aceea a familiei lui Dumnezeu. Și familia lui Dumnezeu implică că îl numești pe Dumnezeu Tată și pe toți ceilalți, scris, îl numești frate și, uh -huh. și sora. Or, întrebarea este, oferă Grădina Edenului una, o asemenea familie? Mie mi se pare că oferă exact idealul. Uh -huh. Și Grădina Edenului a rămas un ideal spre care toate religiile creștine au, au mers inclusiv islamul. Adică acea a unei relații a unei relații directe cu Dumnezeu, ne, nemediate și a unei relații iarăși deschise cu omul și cu natura. Cu natura. A, a, problema este însăși ideea că bărbații sociali erau goi. Uh -huh. Implică ideea de vulnerabilitate de vulnerabilitate. adică nu ai nevoie să te ape, nu ai nevoie să te ascunzi, cam asta era ideea. Deci relația este directă. Acum, mergând la ce se întâmplă după grădina lui, totul apare ca în religiile creștină, Religia apare ca o încercare de a regăsi grădina Edenului aici pe pământ. Și idealul familiei sau al bisericii sau al devoționalului, este acela de a găsi un moment de grădină a Edenului. Hai să ne întoarcem la spațiul nostru mioritic, pe un picior de blai pe o gură de rai. Uh -huh. nu? Uh -huh. Blaga a exploatat excelent această această imagine în, în trilogia culturii, când a vorbit de spațiu mioritic. Deci ideea unui picior, unei guri de rai, uh -huh. o, o, o gură de grădina Edenului, aceasta a rămas religia, a fi frate. Deci uh, pe stradă poate nu putem fi frați, dar la biserică suntem frați și lumea pe Dumnezeu Tată. Pe stradă se străini în Univers. La biserică lumea pe Dumnezeu Tată. Deci a aici văd eu. Bun, atunci, ca să folosesc imaginea deci. dumneavoastră după căderea lui Adam și Ev, așa e, în istorie, da? da? Ca să spunem așa. Da, aici, a fost o cădere, în istorie. Deci, o cădere în istorie. E clar că apar anumite mutații în ce privește percepția da. lor despre Dumnezeu de, de, da. și relația lor cu Dumnezeu și unii cu ceilalți. Da. Deci, istoria înseamnă evoluție. E. e începe o evoluție a concepției despre Dumnezeu în omenire. Și vreau să mai spun ceva. Există o istorie a lui Dumnezeu și aici poate că, că spune pe Karen Armstrong vorbește despre History of God. Și e foarte interesant pentru că când vorbim despre istoria lui Dumnezeu, vorbim despre istoria persoanei lui Dumnezeu în sine ci da. și despre istoria cum percepe, cum percepe de Dumnezeu. Dumnezeu. Deci, încă de lui nu există istorie. În a, după cădere există istorie și începe o istorie lungă și dureroasă a descoperirii adevărului despre, despre, da. despre Dumnezeu. Observați că cele trei dimensiuni ale, ale relațiilor sunt afectate foarte mm -hmm. uh, uh, interesant după căderea în păcat. Pe de-o parte oamenii se ascund de da. Dumnezeu. Se ascund și unul de altul. Se ascund unul de altul și chiar și natura deja devine, da. ei își fac spire, uh, da. haine din frunze de... de Uh, uh, Smokin. Da. Deci, încearcă să-și acopere cumva grădiciunea. Da. Cred, cred că este, este prima reacție religioasă da. uh, din uh, istoria lumii, faptul că încerci să vii înainte la Dumnezeu altfel de cum ești în, în realitate. realitate da. Și atunci cauți, îl cauți pe Dumnezeu, dar îl cauți având la bază o prejudecată. Uh -huh. Dumnezeu nu mă mai acceptă, nu mă mai iubește, Dumnezeu e departe, uh -huh. chiar dacă vine eu nu mai pot să-l percep ca da, tare. Da. Deci este și conștiința unei rupturi. Este conștiința unei rupturi cosmice între om și Dumnezeu. Și ne, uh, conștiința acestei rupturi apare în, în uh, istoria lui Adam și Eva ca goliciune. Deci uh, și de aici de, uh, apare cel mai puternic simbol biblic al mântuirii, care este haina. Deci întrebarea este să E clar că ruptura există. Omul nu pare să a față cu Dumnezeu. Întrebarea este, se va îmbrăca omul singur sau îl va îmbrăca Dumnezeu? Deci asta este, este ideea de, de bază. Da. Ce mi se pare interesant că în religia uh, sumeriană, care a fost, cu care e, e, Biblia a fost mereu într-o polemică, cu, cu, fili, cu palestineni și cu sumerienii, da? în vechile religii palestineni și sumerieni, oamenii mergeau în fața divinității goi. Deci când mergeau să depună ofrandă la templu Trebuiau să apară goi că Nu, nu trebuiau să ascundă de, de zeitate Ori se pare că aici este o adevărată polemică Ideea este că nu te poți duce la Dumnezeu așa cum ești Dar Dumnezeu este cel care trebuie să te îmbrace Este ideea mare cu care vine Biblia pe când cultele păgâne, din potrivă spun, te duci la Dumnezeu exact așa cum ești, nu trebuie să te ascunzi. Uh -huh. Și de aici și uh, ideea orgiastică despre sexualitate da, legată cu cultul da. și așa mai departe. Acum, tipologia muncii, uh, la ce mă refer? Adam și Eva aveau, să spunem, de lucru și mm -hmm. înainte de cădrea în păcat să păzească și să mm -hmm. să, și să muncească, să spunem, grădina, mă rog dar și după căderea în păcat a primit aceeași poruncă să, să lucreze. Nu cumva în mintea lor și urmașilor lor a apărut o conexiune între religie și muncă, nu munca ca și obiectiv social de întreținere și de uh, progres, ci munca uh, eventual ca o formă de a compensa uh, lipsurile pe plan religios -a. și a încercat să dobindești prin foarte mult efort, ceea ce n-ai putut păstra atunci când ai avut Edenul la mijloc. Eu mă gândesc, încerc să înțeleg ce, ce era în mintea unui contemporan al lui Moise, citind Cartea Genezei. Deci ce putea fi în mintea lui? Deci, e, hai să zicem, suntem la în 1500 de Hristos, da? Sau să 1200, 1000 chiar să punem. Ce e în mintea unui om când ascultă această istorie? Este foarte clar că cea mai veche și cea mai solidă și cea mai autoritară tradiție religioasă lumii este Sumerul. Uh -huh. Și aici este o istorie a muncii la Sumer. Zeii trebuiau să muncească pământul. Pentru că la un moment dat au obosit să muncească pământul, s-au dus la Marduc și l-au rugat să facă ceva. Și Marduc a omorât-o pe Tiamat și din sângele ei l-a mizcat cu pământul și a făcut pe oameni. Deci, de acum stați și o vă că oamenii vor munci pentru voi. Orice preot din Babilon le spunea lor, voi trebuie să munciți pământul, să aduceți ofrande la Templu, pentru că zeii vor să mănânce. Nu se pune problema să trece un fratul, să fugi în, în, în Palestina, cum a făcut Avram. Uh -huh. Pentru că i, te, ai de-a face cu zei. Deci câte vreme te închin la zei din Mesopotamia Tu trebuie să stai în Mesopotamia să faci agricultură Să aduci pământul la templu Ce mi se pare mie replica în Geneza Și eu am spus Geneza e o polemică uh -huh. Pe care nu o înțelegem Replica în Geneza este următoare nu, Dumnezeu nu l-a pus pe om să muncească pentru Dumnezeu Dumnezeu l-a pus într-o grădină Să aibă grijă de grădină Deci omul muncește ca să păzească grădina Să trăiască într-un mediu frumos După uh, căderea în păcat Munca este un blestem și au cuvântare, cum vrem să o luăm Dar cert este că omul Nu este că trebuie să muncească pentru zei Totuși, uh -huh, uh -huh. ci să-și câștige pâinea în, în, în sudoarea frunții Deci din punctul acesta de vedere Aspectul religios al muncii e diferit Mircea Eliade idealizează foarte mult În sacru și profan Aspectul sacru al agriculturii uh -huh. Care e legat de cicluri și De obicei se termină la sfârșitul anului cu orgie Sexuală și beție În cinstea zeilor, orgie dionisiacă La evrei nu există chestia asta, trebuie să înțelegem Deci la evrei uh, În momentul când face din muncă Un blestem mundan Practic Biblia ne spune Tu nu muncești pentru zei Tu muncești pentru, pentru tine uh -huh. Și uh, compensația apare la păgâni Deci într-adevăr la păgâni Ideea e că muncești pentru zei uh, la, la evrei iată că dai zecime da, 10.000 din produsele tale, dar, dar e, e cu totul da, altfel E o formă de a de, de recunoaște că Dumnezeu este sursa tuturor. Da. binecuvântărilor cuvântărilor da, și atunci. Dar nu e... și pentru tine, da. în ultima instanță, că Dumnezeu îți dă, tu îi dai înapoi lui Dumnezeu. Dar Babilonianul de totul zeilor. Aici este. Uh, Paganism. Mergem mai departe și îi descoperim pe cei doi frați Cain și, și Abel în acțiune. Aș, uh -huh. aș, numi, aș numi această situație, religia în acțiune. Uh, pe de-o parte, apare foarte pregnant acum, pentru prima dată uh -huh. în Biblie, uh, ideea de gerfă uh -huh. sau de sacrificiu de ofrandă, dacă uh -huh. vrem. Uh, ei vin înaintea lui Dumnezeu cu ceva. Cu rodul muncilor, vin de fapt. Cu ceva. Da. Unul vine cu rodele câmpului, altul vine cu rodul uh, turmei. Da. Uh, și atunci, în contextul ăsta, se descerne cumva o anumită formă de relație cu Dumnezeu. Uh -huh. Cum, cum, cum înțelegeți această, să zic încercare a celor doi, și cu daruri diferite, uh -huh. de a se apropia de Dumnezeu sau din contră, ca răspuns la, yeah. uh, in, să zic uh, invitația lui Dumnezeu? Uh, mai întâi vreau să spun că explicația pe care o cunoaștem în mod tradițional este bună, dar este simplă. Prea, nu, nu simplice, dar prea simplă. Și de ce? Ce se întâmplă? Toate aceste explicații care vin de la, de la comentariul lui John Matthews sau al lui Newton și a venit via Ellen White pe la noi, pe la și profesor Elder și așa mai departe, sunt bune. Dar, în general, nu reușesc să descefeze semnificația lui Cain și Abel din cauza că nu cunosc cultura vremii. Cain și Abel sunt persoane simbolice. Eu nu zic că nu au existat în realitate dar în mod clar sunt construite ca să fie simbolice. Și anume ce se întâmplă? Sunt două societăți care se despart atunci când Avram pleacă din, din Ur. Și despre celul Avram din, Ur este cheia aici. Una este societatea agricolă, simbolizată de Cain, în care principiul este, în care se dezvolte principiul teologic al mântuirii prin fapte. E Babilonul. Și care este ideea, așa cum am spus? În societatea babiloniană faci agricultură fiindcă zeii ți-au cerut să faci agricultură. Și zei îți cer să le dai grâne. Deci toată teologia babiloniană se bazează pe faptul că sap canal de irigație, semeni, culegi recolta și o aduci la Templu. În zilele din vechime e interesant că oamenii când intrau în Babilon sau la, la Templu, la ziua, să, aducă, să aducă recolta, se desprăgeau complet. E ceva foarte interesant că eu este opusul Edenului, lui Adam și Eva. Și asta îi făcea vulnerabil în fața preotului care a îmbrăcat, de obicei. Deci era o chestie psihologică foarte interesantă. Deci aduci, preotul spune ce să faci, preotul comunică direct cu zeul. Zeul mănâncă roadele tale. În momentul când Dumnezeu respinge jertfa lui Cain, respinge jertfa lui Cain, Biblia spune că Dumnezeu a respins acest sistem. Abel simbolizează păstorii, care resping tot acest sistem și singurul mod de a ieși în acest sistem al agriculturii babilonei era păstoritul, cum a făcut Abraham. Îți iei oile și pleci. Nu te mai închini la zilei babilonei, te închin lui Jehova. Jehova primește jertfa lui Abel o respinge pe cea lui Cain. Apare o nouă religie bazată pe Biblie. Ideea noastră că de fapt sângele lui Abel a avut, Abel a avut sânge și a simbolizat sângele lui Isus și al lui Cain a avut, vreau să spun, este o idee care vine mai care, care face abstracție de o exegeză biblică sănătoasă. E o interpretare creștină. Și da, pe Pavel spune că sângele lui Abel, Eu stau pe Christos. această accept da. interpretarea creștină, dar vorbind de istorie, dacă încercăm să dacă noi facem aici istoria noțiunii da. de Dumnezeu, dacă facem istoria da. noțiunii de Dumnezeu, despărțirea aceasta și care ne de fapt și ea discută treaba asta, despărțirea aceasta între -o, o societate de păstori care pleacă din civilizație ca să-l descopere pe Dumnezeu adevărat. Și Dumnezeu acceptă, Dumnezeu adevărat este cu Abel. Ce apare interesant, Cain creează civilizația. Exact. Cain inventează prelucrarea metalor, prelucrarea metalor muzica, da. harpele, cetatea. cetatea, toate, toate se vinde la Cain. Urmașii lui Seth, că Abel de fapt este un dead end, moare, da? E martirizat. Dar urmașii lui set nu nu, nu, inventează, da. nu, da. nu, da. nu creează da. civilizație. Și aici este o idee foarte, foarte interesantă. Deci civilizația este legată de păgânism, de revoluția agricolă în general și de răzvrătire. Și de răzvătire În timp ce uh, tribul de păstori uh, Semiți se îl caută pe Dumnezeu La adevărat și îl, îl, îl găsesc Deci uh, dacă am venit să mergem uh, Este foarte clar că autorul Genezei A intenționat să, să ne dea această idee Și sunt de acord cu prietenul meu Unica Aurel Care când spune că noi, înțelege, noi nu înțelegem Structuratul de gândire al Bibliei care e dincolo de cuvinte și care este foarte foarte mm -hmm. adânc. Adică Biblia are o substanță de gândire enorm de adânc la care ne nu ajungem exact. de obicei. Noi ne împiedicăm în comentariile noastre. Ce mi se pare mie semnificativ este faptul că atunci când se pun bazele primei cetăți da? deci un petic de pământ este strict delimitat da? față de imensul da? din jur este clar că aici este o bucată de, 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 de loc, proprietate care îmi aparține și care o pun da. să spunem mărginirii adică lui Dumnezeu. Deci asta e da. zona mea aici. Dumnezeu nu mai intră în zona mea, nu mai are cum da, să intre în zona aha. mea. În cazul acesta, religia devine scop în sine da, și este stabilită, este organizată, este precisă. În cazul celălalt, de la Abel încolo, mă rog, urmașii lui, religia este ca o tranziție în da, lumea aceasta. Ei Ia sunt are, călători. Sunt călători străini și călători, da, tot timpul sunt în căutarea Peregrin. și nu pot să aibă o religie organizată. În căutarea unei alte cetăți. E, și ce vreau să spun? Întreabă, ad deci, este este expresia agriculturii. Cetatea antică este bazată pe agricultură. Pentru că, dacă. Păstorul merge, nu poate face cetate Dar uh, omul este din cetate, cultivă pământul, se întoarce Aduce în cetate. Ce este în mijlocul cetății? Templul uh -huh. Deci Cain, urmașul Cain Face agricultură, vine în cetate Și continuă să aducă jertfa lui la Templu, pe care Dumnezeu a respins-o De fapt. Da, da. Și Abel Merge cu, sau urmașului lui Xed Merg cu turmele și aduc jertfe uh, Oriunde adică merg. Ce mi se pare Într-adevăr uh, unic în Abordarea biblică este că Dumnezeu Spune ceva în genul ăsta uh, să plece de la concepția staționară da. a unui Dumnezeu exact, local da. pe care îl poți controla prin daruri și da. șerfe, la una în care Dumnezeu te controlează, da. în ghilimele, adică El te coordonează, ești la mâna Lui, da. cum se spune, te călăuzește și practic depinzi de El în toate privințele. Și interesant că altarul nu este din piatră cioplită. Asta este formidabil pentru că dacă luăm orașul lui Cain care este cum să zic, este, pentru noi este da. nu-l putem verifica, dar este foarte clar că corespunde Babilonului da. și ziguratului Babilon și orașului Mesopotamian. Acolo, altarul e din cărămidă. Și dacă mergi în Egipt, e piatră de piatră cioplită. Și evreul face altar din, din piatră necioplită, nu folosește niciodată unelte de metal, Metoala a fost inventată de, de Cain Și altarul nu are voie să aibă trepte uh -huh. Să se urce pe trepte la altar În timp ce ziguratul babilonian este așa Orice spune interesant zice Sunt și pe scala de al să nu se vadă goliciunea uh -huh. Or ziguratul babilonian era cu scări Și omul trebuia să-și arate goliciunea Când în fața zeului Aici este la evrei este invers Opoziția aceasta este fascinantă și mie mi se pare că uh, cei care contemporanul lui Moise și autorul Bibliei înțelegeau foarte bine, Mai ales că, mă rog, canonul biblic a fost pus la oaltă în Babilon Deci ei au înțeles foarte bine ideea aceasta Adică uh, evreii au recunoscut că nu suntem la fel de civilizați ca voi Nu suntem la fel de puternici Dar adevăratul Dumnezeu este al nostru fiindcă noi suntem într-o tranziție aici și, Nu urcăm da. mai el Și ce vreau să vă spun lucru Conceptul uh, de istorie biblică Hai să, hai să, ne ducem cu mii de înapoi acum, da? să înțelegem cum se naște un concept. Conceptul de istorie biblică implică drumul de la creațiune la judecată. Uh -huh. de, la, de, la, Eden la cetatea cu temelii veșnice. Deci astea. modelul acesta de tranziție este călătoria păstorului, de fapt. Transhumanța. Țara călătorilor lor sfinte. Nu? Străini și călători pe pământ. Deci păstorul, prin însăși viața lui, creează un model al istoriei care, înce lineare, care începe și să termine. Uh -huh. Un model eschatologic Călătoria păsării este un model eschatologic Pe când cainiții au un model uh, staționar. Și ciclic. Și ciclic. Și, exact. Pentru că agricultura este ciclică, uh -huh. agricultura este sacră, Mircea, Eliade a fost îndrăgosti de conceptul ăsta, nu? Al agricultorii sacre. Uh, este ciclic, deci Universul este veșnic, nu merg nicăieri. Ei stau acolo și acolo este poarta zeilor, b -b Babilu. Te, te învârți în cerc pentru că exact. acolo este zona ta de, de interes și de da. acolo vin binecuvântările. Da. Și de, vreau să spun un lucru. Care în Armstrong spune ceva uh, și alții spun. Din acest concept al călătoriei păstorului s-a rezultat chiar conceptul modern de istorie. Uh -huh. uh, conceptul hegelian de istorie, de progres, de, de acolo a plecat. Haideți să plecăm acum și noi mai departe da. în călătoria noastră cu Avram Pentru că Avram este chemat să iasă din Ur uh -huh. Se pare conform unor descoperiri arheologice Că era o cetate o foarte civilizată da. pentru vremea aceea Nu insistăm de acum Pe persic Dar cert este că acest Avram ă, avea ceva noțiuni despre Dumnezeu uh -huh. Nu știu cât de clare erau Dar a primit să spunem o revelație specială A fost chemat să iasă afară Acum întrebarea mea este de ce Avram nu poate să aibă o religie personală cu Dumnezeu în cetate da și doar în afara mai, mai te, cetății. vreau să spun ceva despre ori. Era clar că era pe balul golfului Persic. Uh, aluviunile au înaintat și uh, golful Persic era mult mai, 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 înspre, mai înspre, sud De, nu, decât nu, este acum. Așa. Așa. Acum, problema este următoare. Uh, ur avea legătură cu Harapa, deci erau un, un, câteva orașe mari în lumea antică, Ugaritul, Ur, uh, uh, Harapa, uh, Ierihonu. Uh, erau Sidonul, erau câteva orașe mari care aveau legături comerciale și care creaseră o civilizație înfloritoare pe baza agricolă. Deci, ieșind din ur, a, a, Abraham nu este doar din ur, iese din tot acest sistem. Deci era un sistem mondial la timp acela, iese din el, asta vreau să spun. În al doilea rând, de ce și era din ur? Eu vreau să zic conceptul lui Avram de Dumnezeu nu era mult mai avansat decât acelor din ur. Mm -hmm. Noi trebuie să înțelegem. Da. Uh, cu Avram începe o evoluție, o evoluție a concepției despre Dumnezeu, care întâi începe în viața lui Avram. Și ieșirea lui Avram din Ur implică începutul tranziției. Or, conceptul de bază al, al lui Avram este călătoria sfântă. Levoita țara călătorilor lor sfinte. Deci, ideea de tranziție. În momente începe ideea că de viață tranzitorie, de judecată, de apoi, de Dumnezeu, conceptul de Dumnezeu nu mai este cel local și ciclic, ci din potrivă este o... Călătorie spre cetatea lui Dumnezeu. Deci ieșirea lui Avram din ur trebuia să fie baza întregii religii. Întreaga religie iudeo-creștină are la bază ideea de a ieși și a călători spre altceva, uh -huh. de tranziție. Lui se face o făgăduință, Biblia spune că el a crezut făgăduința, Isa Socotica neprecălirea interpretează mai târziu Apostolul Pavel. Și atunci găsim aici o nouă interpretare a ideii religioase Adică accepti o făgăduință din partea lui Dumnezeu Și pentru că accepti treaba asta, tu nu ai avut nicio contribuție la această făgăduință Ești socotit neplihănit Deci Avram este Biblia, numește Părintele tuturor credincioșilor Înainte de terea împrejur, indiscutabil Deci înainte de ca Avram să fie un iudeu Pe când Avram era încă neam Exact. Dar ceea ce mi se pare mie foarte interesant este uh, momentul jertfirii lui Isac. Uh, trecem de elementul cultural, da. care am putea spune așa în paranteză, elementul cultural a favorizat cererea de această. Da. Dumnezeu... Dacă ție cere să te aduci copilul, nu, nu. E nu clar, a în vremea aceea, Avram era, era familiar sigur, cu asemenea lucruri să nu, și cum era cum practic cum contribuția maximă a unui uh, om, om pentru Dumnezeul său. Fapt, copiii erau dar de la Divinitate și era normal ca Divinitatea să ceară înapoi un copil. A, a, ce, că, a înțeles, a, ce a înțeles Avram din în acest dincolo de inflația păgână da. a înțeles și mai mult decât atâta a, 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 deci părerea mea este că în momentul deci momentul cererii lui Isaac este momentul în care contradicția de bază din viața lui Avram este pusă în evidență Avram deja călătorise mult se depărtase mult de conceptul păgân și acum este momentul chiar să confrunte conceptul, conceptul păgân este momentul în care, în care, evrei renunță la jertfele umane. Uh -huh. Și sunt primul popor probabil Dintre cei din Palestina care renunță la jertfele umane Și anume explicația Că sunt de multe ori cred că veneau vecinii fericieni și întrebau Dar nu înțelegem cum îl iubiți voi pe Dumnezeu dacă ne dați un copil da. Că uite, dăm un copilul Dumnezeu Adică copilul se duce acolo, Dumnezeu crește Este a lui, nu, nu, ne închipim că da. îl, îl, mănâncă, nu? Deci cam asta e ideea cum nu-i da lui Dumnezeu un copil să-l țină? Mă gândesc la unii creștini care spuneau că copilul meu este în cer. Mm -hmm. Deci cam asta este ideea. Trimiște un copil în cer la Dumnezeu. Dacă îți iubești copilul, dacă pe Dumnezeu, să face acest lucru. Or, răspunsul lui Avram nu, nu putea să fie o răspuns sofisticat ca în timpul nostru. Era foarte simplu. Răspunsul mașului Avram. Dumnezeu ne-a poruncit să nu facem, ci ne-a dat berbecul în în loc. Uh -huh. Acum, uh, uh, ideea care a spus Isus că Avram a făcut ziua, a văzut ziua mea și mai ales interpretarea lui Pavel este foarte clar, dar ceea ce vrea să spună Pavel și ceea vrea să spună Isus este că din această sămânță să se luat viziunea mesianică uh -huh. și a mântuirii prin credință. Ar fi exagerat să spunem că Avram a avut înțelegerea teologică cum avem noi astăzi. Ar fi o exagerare. Dar certe că a înțeles ce ai spus tu că Dumnezeu, de fapt, nu trebuie să fie plătit. Și că în neprihănarea este atunci când crezi pe Dumnezeu, pe cuvânt, îi crezi făgăduința. Momentul cheie a fost atunci când eu cred că Avram s-a despărțit categoric de mântuirea prin fapte, uh -huh. când la jurea lui Isaac, uh -huh. Când s-a întors cu Isaac. Da, deci jos. Dumnezeu poartă de grijă și el da. aduce berbecul, el aduce jertfa. Și contradicția se vede foarte clar în mintea lui Avram atunci când spune că se vor întoarce. Da. Deci pe undeva Avram înțelege că nu poate, nu poate fi și așa, și așa. E clar că se dezvoltă în mintea lui Avram și apoi a urmașilor da. săi conceptul de jerfă uh -huh. care trebuie adusă, uh -huh. uh, nu ca ispășire sau nu ca formă de... Nu, ci un dar al lui Dumnezeu. E un dar pentru Dumnezeu, uh, dar ca formă de credință da. că el va aduce la sfârșit jerfa. Și vreau să spun, până la momentul sacrificiului lui Isaac, uh, orice păstor semit putea să aibă impresia că ne aducea un miel de jerfă, că îi da ceva lui Dumnezeu. Și asta era concepția păgână, că Dumnezeu mănâncă jertfa. de fapt, da, nu? Da. De fapt, ei mâncau cu Dumnezeu jerfa da, împreună. Da. Cum cu și mănâncă cu mortul la pămână. Da. Dar din, din momentul când lui Avrami a fost dat berbecul în locul fiului său, a părut foarte clar că Dumnezeu este cel care dă jerfă. Uh -huh. Și jertfa pe care aducea evreul nu era dată lui Dumnezeu, din potrivă, era un privilegiu că el nu trebuia să-și aducă copiii ca jerfă. Uh -huh. el, el, sau nu trebuia să aducă pe sine, era o continuă răscumpărare. Și Dumnezeu era cel care dădea da. Legat de jerfă îmi place foarte mult titlul unui capitol al lui Thomas Mann din da. Iosif și frații săi, Behăitul Originar. Uh -huh. Deci, ideea că gerfele acestea au constituit, într-un fel sau altul, baza religiei da. iudaice, cred că este o ide idee biblică, nu doar literară. Și aș vrea să descoperim acum, în cazul acesta, Iosif și frații săi, în această dacă, întâmplare. Dacă aș putea face o paranteză ce mai place la Thomas Mann, ideea fântânii trecutului. Uh -huh. În primul capitol, adânc este fântâna trecutului. Uh -huh. Pentru că mi se pare că Thomas Mann depășește o concizie foarte naivă cu despre geneza. Uh -huh. Adică este adânc trecutul. Și noi scoatem mereu apă din mm -hmm. el. Noi avem găleata care vine la suprafață cu apă, dar uh, apa aia vine de, de -o foarte adânc. Da, însă și este, o, o, da. este foarte elaborat uh, la capitolul detalii și uh, concepția de viață. a. Eu uh, mm -hmm. uh, capodopre, da. recomand asta Iosif și frații, eu capodopre. Re Revenind da. acum la, concepția, la episodul biblic Iosif și frații săi, uh, observ la Iosif o schimbare de accent. Deci Iosif fiind captiv acum în Egipt Și într-un context nefavorabil E clar că Iosif nu știu dacă A mai adus acolo jerfe Fiind sclav Nemai având privilegiile din căminul său Și bucură de religia părinților da. săi El aș putea spune Că dezvoltă o dimensiune religioasă Cu totul nouă Într-un sens. De, de și părere Unul dintre textele mele favorite Care le-am predicat a fost Iosif și a schimbat hainele la Faraon. Uh -huh vreau să spun, dacă înțelegem în context de schimbarea hainelor, e foarte mult. Pentru că ați schimba hainele dacă că nu mai era evreu. Mereu să-și rați barba. Asta era culmea. E, și ce mi se pare interesant? Iosif este primul personaj din Geneza care spune unei femei, unei spite sexuale, și care nu se răzbună pe frații săi. Uh -huh. deci, e, deci, Iosif dezvoltă o religie etică. Uh -huh. În schimb apare evenimentul ieșirea din Egipt. Uh -huh. Moise este chemat conducător al poporului. Descoperim religia, să spunem, organizată. Adică Dumnezeu creează bazele unei religii organizate. A lui avem, da, avem librarea din Egipt, avem Marea Roșie, avem Muntele Sinai, sistemul sanctuarului jerfelor legile și ascultarea, revelația ca bază, nu? Revelația lui personală pentru da. noi este, revelația colectivă pentru poporul Israel la Sinai. Uh -huh. Iată că apar noi elemente în religia biblică și anume Dumnezeu se descoperă. Omul nu poate descoperi pe Dumnezeu, Dumnezeu se descoperă și el reglementează relațiile între tine și el, între tine și cel de lângă tine. Și cred că apare prima oară Religia Națională care înainte a fost doar de familie. Apare religia națională și cu un centru național de închinare. Deci, cu legi, este, este foarte clar că religia răspunde unei, unei etape în evoluția societății aici. Religia la vremea nu putea să răspunde la aceasta, pentru că era doar viață de familie. Da. Acum apar legi fixe, este codificat comportamentul, este canonizată revelația, deci apare dar, pe de altă parte, apare și o atitudine foarte pregnantă: vom face tot ce a spus mm -hmm. Domnul. Și se dezvoltă cealaltă variantă religioasă, încercării, deci vechea variantă da. religioasă, încercării de a obține mântuirea prin, prin, faptele prin fapte. Ne întoarcem la acest concept imediat, pentru că acum trebuie da. să luăm o scurtă pauză și apoi continuăm cu David și Solomon, profeții, și apoi mergem spre Noul Testament, unde apar noi elemente ale dimensiunii religioase. Doamnelor și domnilor, revenim în emisiune, continuăm subiectul nostru despre religia uh, pensată tuturor, continuăm cu ideea uh, lui David și a lui Solomon despre Dumnezeu. Uh, domnule Constantinescu, David și Solomon uh, apar în uh, peisajul biblic din Vechiul Testament ca fiind persoanele uh, care au avut o înțelegere specială a lui Dumnezeu, mai ales într-un context istoric. De ce credeți că ajungem de la această, uh, această tranziție, de la dansul uh, cu Dumnezeu în fața chivotului, la, să zic așa, prizoneratul lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor? Uh -huh. Adică mi se pare o, o, o diferență destul de mare între conceptul lui David despre Dumnezeu și conceptul lui Solomon despre Dumnezeu. Adică, întrebarea am în felul următor, de ce a fost nevoie de un templu? Uh, cred că răspunsul uh, este simplu Templul, uh, ai spus un lucru Înseamnă o concepție limitată despre Dumnezeu Nu? Dar concepția despre Dumnezeu era limitată Era limitată și uh, Eu înțeleg că templul uh, Este o replică dată de Dumnezeu templului păgân Idealul lui Dumnezeu cu, de relație cu poporul său este redată în episodul când Moise și cei 70 de bătrâni îl întâlnesc pe Dumnezeu pe munte și stau la masă cu el. Uh -huh. Dar bătrânii spun că nu pot să-l suporte pe Dumnezeu și Moise să vorbească cu Dumnezeu pentru ei. Deci asta este pune, pune, pune bazele templului. În cazul acesta, trecerea de la, de, la, de la David, de la Solomon, este trecerea la religia instituționalizată la statul birocratic chiar așa. Uh -huh. Deci este o, o tranziție pe care, uh, pe care, cum să zic, a societății, care implică la rândul ei o, o schimbare a concepției despre Dumnezeu. Dar mi se pare interesant. Din punct de vedere omenesc, regatul omului este glorios. Da. Dar idealul rămâne David. De fapt, idealul lui Dumnezeu rămâne exact. David da, adică În același context se dezvoltă Industria jerfelor Pentru că până exact. atunci nu se dădeau atât de multe jerfe Cum a început să se aducă jerfe de pe timpul lui Solomon nu? Ceea ce arată clar că Din păcate ei se întorceau la conceptul vechi De cetate și, religie da, Și ce mi se pare interesant Mi se pare cronicarul evreu Scând în Babilon Care zice păi și noi am avut Lasă templul vostru Parcă îl văd spunând babilonienilor La bibliotecă în Babilon da. Păi, stai să vezi cum a fost al nostru și câte jerfe s-a duceau în fiecare zi, și era 666 de mii uh, valoarea oxilului da. Solomon. Da. Și erau lei pe, 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 pe scări. E foarte dacă ne imaginăm toată această cronicarul evreu scrind în Babilon cu lei aceia pe pereți, cu tauri aceia da. uh, Imenși cu cherubii, cu, cu splendoarea Babilonului, splendoarea Templului Babilon, cu risipa de gerfe. De din îți dai seama că este de fapt replica pe păi și noi am fost cândva Exact Adică în timpul lui Solomon mi se pare că se pun bazele teologiei prosperității Da, da, da. Ceea ce nu exista până la data da, aceea da. Cu alte cuvinte Dumnezeu te binecuvântează Ai un loc, ai un spațiu uh, concret Dacă asculti de el primești binecuvântări Și de adevăr a fost glorioasă da, perioada lui Solomon E teologia lui lu e teologia lu da, Dar este epoca de aur din perioada la, din... Există o, 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 o concepție a multor istoriești Că există o de idealizare în, cro în cronica Cronicarul biblic a periodei Solomon uh -huh. Că de fapt uh, Descrierea acestei perioade este o hiperbolă. Este un ide... Biblia e mai subtil de se pare nouă Deci Biblia prezintă două personaje David, un ideal uman al lui Dumnezeu Care se regăsește în Hristos Și Solomon, un ideal omenesc al. Uh, deci David ideal, ideal lui Dumnezeu despre om Solomon este idealul uman despre Dumnezeu. Și Biblia pune cele două în opoziție și în cazul Solomon, limbajul este hiperbolic de-a dreptul. Uh -huh. Adică idealul cel mai înalt de glorie evreu credea că dacă noi am ajunge să fim cea mai gloriază templu, da. cea mai glorioasă națiune, da. asta ar fi s a rezolvat toate problemele. Dumnezeu se uite, asta a fost de fapt pasul spre, spre de distrugere. Pe da. păi când David, păstorul ăla care a fost prigorit în ca da, o a fost cel mai bun rege care a avut în istoria lor. De fapt, prăbușirea lui Israel în timpul lui Solomon și după aceea face obligatorie intervenția profeților. Uh -huh. Și în ocazia profeților și în timpul profeților, până la ultimul profet maleah, da. descoperim un mesaj unitar. Dincolo de aplicațiile locale da. și de alte elemente profetice, descoperim, începând de la Ilie, să spunem, da. nu? un apel la o întoarcere la o dimensiune etică. Etică, exact. o dimensiune Etica, etică da, da. a ceea ce se numește asta Revoluția Axiologică. Mm -hmm. Nu știu dacă ai ce. Mm -hmm. Axiologică da. uh, în lume. Da. Când, când profeții lui Israel cheamă poporul la o înțelegere slujire etică a lui Dumnezeu. Deci, Așa rămâs... cum a văzut Iosif. Câtva. Da, exact. Da. surprins că atât Iubilie, chiar Isaia, Osea, Mica, Elisei, Elisei da. este, să zicem, este foarte identificat cu, fa cu facerea de bine. Nu? Da. Deci Elisei este un profet al minunilor și semnelor, dar este implicat în lucrurile acestea de a face bine cei de lângă exact. celui de lângă Și spun un lucru, semnele și minunile sunt pentru iudeu. Nu sunt pentru creștine. Deci, pe mine nu mă amețesc minunile. Ce mă, mi se pare la Elie? Nu Muntele Carmel, și în momentul în care se, îl sfidează pe Ahab, fiindcă a luat via uh, unui da. cetățean și l-a omorât uh, și a făcut un proces, uh, un proces uh, farsă, da. Da. Și al doilea, Elisei, în momentul în care îl mustă pe Gehazi că a luat, că a luat da. bani de la, de, la... De, de la Naaman Deci aspectul acesta etic este foarte foarte clar și cred că e adevărat un mesaj da. Deci restul de, de minuni sunt cum ar veni crema pe tort da. Sunt decorul care îl fac pe cititorul evreu să... Oh, dar, de fapt, mesajul este etic la Isaia. La, la Isaia, la Osea, la Mica, ce altă cere Dumnezeu de la tine? Da. Am eu nevoie de mulțimea jertfelor exact, tale. Deci, da. cu alte cuvinte, parcă contrazice tot sistemul da. religios existent da. care da. a fost pus de, la bază de, chiar de Dumnezeu, nu? Da. Și ultimul profet de testament, de fapt, eu am Botezătorul, că el vine în vechea dispensațiune. Și interesant că am Botezătorul nu face nicio minune. Și nici măcar profeții despre viitor, că în privința viitorului se pare că iau confuzia Ioan Botezătorul. Dar mesajul este etic prin, prin excelență. Bine, am ajuns la Ioan acum? Descoperim un element Straniu pentru cei mai mulți evrei Pentru că Ioan Botezătorul este singurul profet Care face o aplicație neplăcută În privința botezului, botezul pentru evrei Da, da Se știe că pe vremea aceea se botezau uh, uh, prozeliții, prozeliții. Uh, Cei care erau simpatizanți, prietenii De adevăr, dacă îi numim așa Dar Ioan spune, nu, voi Vă pocăiți, voi vă botezați Împărăția este aproape uh, Ce înseamnă religia la Ioan Botezătorul? Mă tem că a aplicația și pentru noi. Noi ne-am învățat cu botezul, cu botezul și îl, îl suportăm destul de bine cu botezul. Deși, așa cum am spus, Ioan Botezătorul a fost o insultă pentru voi. Uh -huh. uh, metanoia, păcăință, ce este asta? Vreau să zic, e ceva interesant. Ioan Botezătorul vine după 400 de ani de teologie rabinică, în care pro, nu mai sunt profeții autoritate, ci este cartea. Uh -huh. E Tora. Și e litera legii. Și rabinul interpretează litera legii. Ioan Botezătorul revine într-o tradiție care fost înainte de, de domnia literei legii. Și vreau să zic ceva. În Israel, în Iuda, nu a domnit litera legii înainte de, de exilul babilonian. A, a, fost solea profetului vie. Deci, Ioan Botezătorul readuce, înainte ca să se arate mesie, readuce poporul la acea religie vie, despre care vorbește Pavel mai târziu, că litera ucide și spiritul de viață. Deci, Ioan Botezătorul vine cu spiritul, e profet, Iisus Hristos, la fel, nu vine cu religia literei. Și Pavel la fel spune, spiritul ucite, uh, Duhul de viață. Deci aici vă semnificația botezul este ritualul care de fapt vine paralel cu această teologie care de la o parte tirania rabinică, bazată pe interpretarea literei legii, și vine direct cu mesajul de la Dumnezeu. Mi se pare răspunsul lui Ioan la cererea unor uh, diversi participanți la botezul de acolo, ce să facem? Uh -huh. Și el răspuns foarte practic. Dacă ai două haine, două, da. una, dacă să nu stoși mai mulți bani decât. Adică, Ioan nu vine cu soluții rituale nu, și cu reforme de astea desprovață. Și Și mă mire chiar, pe mine mă uimește că le spune la soldați, imaginare, soldați romani, să nu iasă din armată. Da. Le spune la vami și să nu-și profesească profesiunea. Păi ne uimește asta la la un, un, un iudeu din secolul 1, Învățătorul iudeu din secolul I este de neconceput așa să ceva. Să nu pui mâna pe armă, nu? Să nu pui mâna pe armă? Sau vameșul. Da. Să da. nu ieși de acolo. Da. Să rămâi da. la, da. la, da. la vame. Exact. Ajungem acum la momentul cel mai important în uh, discuția noastră, uh, poate cea mai, par, mai mare parte din uh, timp. Uh, este vorba de Isus Hristos, care uh, își inaugurează misiunea, uh, zic eu, în afară de apelul acela cu vă printr-o predică, predica de pe Munte. Uh -huh. Predica de pe Munte o văd ca un fel de deuteronom al uh -huh. Noului Testament. Uh -huh. Este a doua uh, citire a legii, citrea legii da. dar într-o interpretare de excepție. Da, așa este. Și acum aș vrea să înțelegem un lucru. Uh, cum explică Iisus legea? Mm -hmm. Pentru că același Isus este uh, cel care a, a dorit-o pe Muntele Sinai. Mm -hmm. Acum vine și are loc acest joc de, de cuvinte, într-un anumit sens. Uh, ați auzit că s-a spus? Da. Dar eu vă spun că. Da. Și... și când Iisus spune, ați auzit că s-a spus, nu serve doar la tradiții. Nu, se referă la. Se referă la. Tora. Se referă la. Se Ce mi se pare mie, deci vreau uh, să în cont de context, este clar că Isus începe să nu crezi că am este să legea, nu se să ci să împlinesc. E clar că Isus a fost acuza că desfințează legea. legea. Și ideea de eu vă spun, eu, ce văd eu problema asta aici? De la Ezra, cu aceasta a dezvoltat o teologie rabenică. Celor care stau, farisești cătoare, stau în scaunul lui Moise, nu? Stau în scaunul lui Moise și explicau poporului, poporului legea. Isus se pune în poziția unui rabin care explică legea. Și plecând de la Ezra s-a dezvoltat o tradiție de, de explicație a legii, care a devenit Talmudul după aceea. Iisus, când cu acest dar eu vă spun, răstoarnă nu legea, ci teologia de interpretare a legei. Deci este foarte clar că legea nu era dată să fie folosită în de popor. Legea era dată să fie folosită prin interpretarea rabinilor. Și din ce a că a spus? Ce vreau să zic? Iisus nu spune stă scris, ci ați auzit că s-a spus. Deci voi ați auzit la sinagogă că vi s-a spus. Nu? Deci nu spune stă scris, ca atunci când spune pustie, stă scris. Scriptura nu poate fi desfințată. El spune, n-am venit să desfințez legea, nimic nu va trece din ce e scris în lege. Iota sau fătă lege. Deci ce scris rămâne. Dar ce ați auzit, Ioaia, eu vă spun. Deci Isus vine ca un rabin pe muntele măslinilor. Isus nu este Mesia, este un rabin. Dar un rabin care dărâmă toată interpretarea legei de la Ezra până la el, și vine cu o totul nouă interpretare da, a da, legii. Pe de altă parte, Isus dezvoltă conceptul de legea morală pentru că el spune, ți că s-a spus să nu ucizi, da. Dar eu vă spun, da. dacă veți spune un cuvânt uh -huh. nepotrivit, aproape lui e aceeași da. problemă. Sau să nu desfrânezi, da. eu vă spun și dacă te uiți. Adică, Isus nu mai că desfințează tradiția interpretării da. legilor, vine cu alte interpretare. dar vine cu o interpretare mai profundă a Spirituala. legii, a ceea da. ce, -ți, ce, -ți, ce -ți porunci. Deci, cu alte cuvinte, ce ați auzit voi în vechime da. a fost maxim că puteți să percepeți la Aș aceea. mai spune ceva. Isus nu face, de fapt, diferența care facem. noi atât de distinct între legea morală și lege, cele ce porunci și restul legii lui Moise. El se referă la tot sistemul de tora. El se referă și la aspecte ceremoniale. Când îți duci darul la altar. Da. Du-te și împacă -te cu prășul tău. Da. Iisus este foarte clar că sublinează dimensiunea etică a legii. În toate aspectele legii este o dimensiune etică și este una ceremonială. Iisus sublinează dimensiunea etică ca fiind veșnică și dimensiunea ceremonială ca fiind tranzitorie. Iisus Hristos a făcut niște minuni intenționat da. Deși nu și-a propus să facă vindecări în masă Sau să vindece pe toți oamenii din Israel Totuși a făcut destul de multe vindecări Iar unele cred eu le-a făcut Special pentru a Lansa anumite mesaje da. Mă refer la da. minunile făcute în ziua de sabat Da Celelalte au fost, au avut și ele mesajul lor E clar că Iisus a încercat prin minuni și prin semne Să transmită un mesaj în primul da. rând și apoi Rezolvarea Indiscutabil, clar. Min minunile lui Isus arată fel cum Îl pe om. Mi se pare că sunt un model da, eu Da. Am, am... da. Eu, eu, am folosit o, o, o metaforă, Harul, de, care ajunge la masă critică. Deci este modelul Harului care lucrează tot timpul în viața noastră, dar într-un într moment de, de intensitate maximă, de masă critică. Acum mă refer da. la ideea de a vindeca în sabat. Ce mi se pare mie foarte uh, nou la Isus Hristos este că deși știa restricția în legătură da. cu sabat, o uh, preferă să o ignore, dar pe de altă parte nu uh, întrece măsura. Uh -huh. Mă refer la vindecarea de la Betesda. Da. Acolo erau foarte mulți bolnavi. Am vindecat unul singur. Au avut unul singur pentru că știa clar ce se va întâmpla și cu unul singur uh, și știm că a urmat da. I-a și... spus să-și ia patul. Da, adică pe... Ca sfidarea să fie reală. Clar, dar n-a vindecat mai mulți bolnavi. N-a făcut o da. mișcare de vindecare în masele. -a, aș vrea să spun ceva, având în vedere că era bolnav de 38 de ani, da. se putea spune: Omul e pe moarte, dacă nu-i vine să-ți va muri mâine. Deci, Isus aici ar fi putut să se încadreze teologia rabinică. Da. Spus, i-a spus: ia-ți patul și umblă ca să iasă. Deci e clar că Isus vrea să iasă din teologia rabinică. Pentru că la bolnavă la 38 de ani, rabinii erau de acord să vede și pe mine dacă era pe moarte. Uh -huh. Și omul era pe și moarte. Cred că Isus a ales și a -a dispărat, din Da, da. Și legi... Situația era dispărută, deci da. rabinii ar fi găsit o justificare acolo. Dar în momentul în care a spus, ia spatul și umblă, aia n-a mai avut justificare. Da, interpelarea asta e foarte interesantă în celelalte cazuri Când Iisus spune este îngăduit A face bine, bine în ziua sabatului sabat, Este da. clar că el îi întâmpina pe terenul lor Pentru că da. și ei credeau că este bine Să faci da, da, da. în ziua sabatului ceva folositor uh -huh. celor din jurul tău Dar totuși Iisus Hristos Mergând pe terenul lor și încercând Să le transmită ideea Că sabatul este altfel de cum și l-au imaginat Ei face o afirmație care mi se pare mie scandaloasă pentru evreu Eu sunt domn chiar și al sabatului da. Nu? Și, este, și Sabatul a fost făcut pentru Da. Și este unul aici care este mai mare decât Templu. Mai mult, tatăl meu lucrează și eu încă lucrez. Adică să spui unui evreu sau unui rabin că tu ești mai mare ca Templu, care este cea mai importantă și veșnică instituție din sabbatului. Când ziua Sabatului e ziua de la uh, creațiune chiar și că tu lucrezi exact în același da. ritm cu Tatăl din ceruri. Eu da. aș vrea să discutăm puțin teologia rabinică a Sabatului. Și de ce o vreau să discutăm? pentru că se regăsește la noi. Da? Deci teologia bine ca sabatului, dacă luăm nu Biblia, ci apocrifele evreilor, ideea este că Dumnezeu când a făcut sabatul, a făcut o mare sărbătoare în cer. Și Adam a fost chemat în cer să sărbeze primul sabat cu Dumnezeu. Motivul pentru care evreii păstrează sabatul, și aici vă zic eu, o mare confuzie la noi la adventiști. Motivul care vrei să sabatul nu este fiindcă este o poruncă, că este o cerere etică a Dumnezeu, ci pentru că ei sunt poporul special care are privilegiul să se serbeze ziua când Dumnezeu, pe care o serbează Dumnezeu. Deci conceptul evreului e că sabatul nu a fost făcut pentru om. Evreul nu crede că sabatul a fost făcut pentru om. Dacă spui un evreu că ține sabatul, eu nu se bucură. Spune, păi asta da. e pentru noi, nu -i pentru tine. Exact, exact. E ca și cum ai intra încălțat, uh, cu, fără să te în sinagogă. Sau ca și cum ai intra în templu, în curtea lui a, -a templului. Deci, uh, un, un goim care serbează sabatul este ca un goim care intră în curile dinăuntru a templului. Și atunci, ideea este, de ce, de, de ce țin evrei sabatul? Evrei țin sabatul nu fiindcă Dumnezeu a cerut omului să ține sabatul, ci pentru că sabatul e ziua când Dumnezeu se odihnește, la fiecare șapte zi Dumnezeu se odihnește Și cerul se odihnește Deci cerul e în sărbătoare Și evreii sunt siguri că au privilegiul să se bucure cu cerul Această teologie se regăsește Cel puțin subconștient Și printre între la noi Deci este o zi de sărbătoare a cerului Și noi avem privilegiul Că am prinut coștile să sărbăm această zi Fără să ne întrebăm dacă Cerul sărbează cu Australia sau cu Europa Acum problema care este Isus a spus să să fac pentru om Asta este prima dărâmare teribilă. Deci sabatul nu a fost făcut pentru Dumnezeu, ci pentru om. Uh -huh. Și ca atare, fiul omului este domnul al sabatului, fiindcă e fiul al omului. Fiindcă e fiul al omului, de -aia este domnul al sabatului. Deci, pentru că este fiul lui Adam. Sabatul a fost dat lui Adam și Isus ca al doilea Adam, este domnul al sabatului, fiindcă sabatul nu a fost dat omului ca indivici, a fost dat lui Adam. Ca și cap al specii umane, și Isus fiind adevăratul Adam, Abdele, da. adevăratul cap al special, da. umane, sabatul a fost dat lui. Ca tare, Isus are dreptul să facă cu sabatul ce vrea. Uh -huh. Indie, independent de, de, de Tora. Și aici intervine problema ce face ce să facem cu sabatul. Și Isus ne arată ce să facem cu sabatul. În mod, în mod foarte clar. Eu vreau să fac o afirmație. Noi, Biserica creștină, a, a, a recuperat în secolul IV teologia rabinică a sabatului, dar ca să nu fie vizibil, a mutat-o pe duminică. Noi, 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 noi nu suntem ce pe care am stat Iisus luați în duminica. Ca și cum Isus ar fi legat că, că, că ți-i sâmbătă, rog să ți duminica. Dar eu, exact, toată teologia rabinică a sabatului au pus-o pe duminică. Noi am înțeles că adevărata zi de odihnă este sâmbătă, nu duminica. Dar am luat de la Păzitorii duminicii teologia lor de păzire. Uh -huh. Sabatarea, trilarul Sabatare, de la cei din noua Anglie uh -huh. Și acum ce vreau să zic Noi avem un pas de făcut mai departe în teologia noastră Avem adevărată zi de odihne. frumos Hai să mergem mai departe Noi trebuie să învățăm sabatul de la Isus uh -huh. Noi încă îl învățăm de la rabini uh -huh. Noi suntem în biserica în care se discută când Cum colegi mărul de da. De sos, da. din pânz sau de pe jos. Noi încă ne întrebăm cum se ține sabatul la pol, cum se ține sabatul în cosmos și așa mai departe. Deci, toate acestea, vedeți că noi ne-am înțeles, veți lua cu la uh, și religia uh, uh. este un alt uh, capitol pe care vreau să-l abordăm pe scurt, uh, și anume modul în care aceștia percepeau uh, uh, modul în care să te apropii de Dumnezeu. Și avem discuția asta foarte uh, interesantă între Isus și tânărul bogat. Uh, din Copilărie, din tinerețea mea, am păzit toate uh -huh. aceste porunci. Ce mai lipsește? Ideea aceasta că uh, doar ceva îmi lipsește uh -huh. și restul e perfect. Mi-a plăcut predicata de er foarte mult. Da, da. Sper că apare pe internet, o recomand. Da. <laughs> uh, cea de săptămâna după masă, de ieri, cu peticele. Da. Cu haina și peticol. Da, adică, în ce măsură Isus Hristos a încercat să le explice că de fapt adevărata uh, religie nu mm. constă în a-ți petici, eu știu, haina, haina, da? sau în cazul tânului bogat a mai găsi un elementul lipsă. Da, da? Un da? Pete Feric... cu care pentru haina veriga, veriga da, lipsă, da. exact. Ci este înseamnă cu totul nou. Mm -hmm. Deci este o cu totul altă atitudine. Și cum arată Dumnezeu în postura asta? Nu? Iisus se apropie de vameși, de desfrânate, uh, practic nu are niciun fel de barieră socială uh -huh. și nu este limitat de concepții religioase înguste. Uh, la, uh, în concepția fariseului, Iisus Hristos avea sau nu avea Dumnezeu? Cum? În concepția fariseului, Iisus Hristos avea sau nu avea Dumnezeu? Uh, Interesantă idee. Nu, nu avea. Nu avea. În ce lui Isus avea pe Dumnezeu. Pentru că modul da. în care Isus da. a reușit să transmită ideea despre Dumnezeu, da. pentru ei a căzut ca exact ca, pe o. Ca aproape ateism. Da. Da, aproape ateu, da, așa este. Este, dar întrebarea este cât de mult poate fi digerat o astfel de religie. Uh -huh. Spunea cineva că Isus Hristos, că a existat un singur creștin și acela a fost răstinct în secolul 1. Da. Adică, cât de mulți au fost cu adevărat creștini urmașii lui Hristos, fiindcă uh, crucea lui Hristos o mare provocare. Și mie mi se pare că ne, ne refugiem în zona de conf, confort a fariseismului. De fapt, ce mi se pare că 2000 de ani de istorie creștină sunt o permanentă reinventare a fariseismului, ca să fugi de uh -huh. acest mesaj radical al lui Isus. Uh -huh. um, Isus Hristos, după ce și-a da. împlinit misiunea prin jertfa de pe cruce, i-a mandat pe ucenici să transmită Evanghelia în toată lumea. Da. Uh -huh. Isus i-a echipat atât teologic cât și carismatic uh, da. cu tot ce avem nevoie da. pentru a face această uh, lucrare. Uh, Duhul Sfânt, acum și da. religia, descoperim în primul secol, am putea spune primele zile ale da. creștinismului, ucenicii și, și, și puterea. Uh, nu vi se pare că în primul secol biserica, dincolo de elementele particulare, da. iudaice sau, mă rog, mai târziu grecești, uh, religia în secolul I avea o altă dinamică? Putem atribui cauza aceasta doar Reversării sau puterii Duhului Sfânt sau faptului că aveau o înțelegere poate mai clară și mai simplă a Evangheliei? Eu merg invers. Eu cred că Duhul Sfânt este corolarul înțelegeri clare a Evangheliei. Adică ceea ce mi se pare mie inter întotdeauna și am aici un argument cu unii oamenii gândesc că Duhul Sfânt nu a putut fi revărsat până Iisus nu s-a lăsat la cer și așa mai departe, dar nu înțeleg o lucru. Duhul Sfânt nu putea fi revărsat până ce Iisus nu era văzut pe cruce. Adică Duhul Sfânt se dă unui om care l-a văzut pe Iisus spre cu și a ceva despre Dumnezeu. Or a trei în, într-o generație cu oameni care l-a văzut pe Iisus răstignit, a fi proaspătă ideea aceasta, uh, îl face pe un pregătit să primească Duhul Sfânt. Și eu cred că prima pe, pentru biserica creștină din secolul 1, religia a fost cu totul altceva decât este pentru noi. Era realmente o bucurie uh -huh. a faptului că au găsit această certune în Iisus, nu mai conta nimic în viață. Pentru el, realmente, nu mai nici viața, că l-aveau pe da. Isus, da. Și aceasta nu, nu era o chestie de fanatism sau de dezechilibru emoțional. Era real. Acum, uh, apar și elemente care țin de cum să ne raportăm la Dumnezeu. Deci, eu cred că a trecut aceea de efervescență religioasă uh, după primele da. săptămâni sau chiar luni de mm -hmm. experiență nouă cu Duhul Sfânt și puțin câte puțin oamenii venind în biserică, uh, mai întâi iudei, apoi uh, neamurile, Uh, Apar întrebări legate de cum să uh, păzim, acum, învățăturile lui Isus. Uh -huh. Pale lui Moise nu mai e cazul da. să le păzim, le păzesc rabinii da. și nici da. pe nu le păzesc prea bine. Dar acum avem niște învățături da. de la Isus Hristos, astea cum le păzim. Da. Uh, mi se pare semnificativ momentul conciliului de la Ierusalim. Da, Pentru da. prima dată în istoria nouă înființată da. a Bisericii Creștine, se pune întrebarea ce să facem cu anumite prevederi uh -huh. pe care ne le cunoaștem. Da. Haideți să comentăm puțin în acest moment, pentru că uh, există o presiune crescândă din partea neamurilor, da. oamenii neamurilor vor da. să intre în biserică, pe de altă parte reacția uh, instinctuală, religioasă, iudaică, uh, iudeo-creștină acum, uh, spune stai puțin că nu așa simplu poți da. să intri, uh, trebuie să mai faci ceva. Da. Și discuția aceasta de la Ierusalim, în fapte capitolul 15 apare evenimentul. Da, mie mi se pare că fapte 15 trebuie înțeles mai în contextul teologiei iudaice, anume, Iudeii nu considerau că neamurile au obligația să păzească Legea lui Moise Iudeii considerau că neamurile au obligația să păzească Legământul făcut după potop Între noi și Dumnezeu Și în acest legământ implica să nu ucizi Să nu mănânci sânge nu? Uh -huh. Și Bineînțeles Lege morale. Erau cele cum le spunea, cele șase porunci Cele șase porunci spuneau evrei, uh -huh. Pe care neamurile trebuiau să le păzească Pe când evrei trebuiau să păzească Toate cele zece porunci deci asta era concepția iudaică despre, despre morala neamurilor. Uh -huh. Și evreii aveau datoria să veți neamurile să păzească cele șase porunci. Acum, e, întrebarea a fost, e, evreul considera că totuși e, neamul nu are acces la misia și la împărăție. E, Concilul de la Ierusalim a recunoscut, e, pe baza experienței lui Petru, că neamurile au acces liber, fără să devină evrei, uh -huh. la viața veșnică, pentru că ei nu consideră că neamurile vor învia. Da, da, înainte. Au luat viața veșnică, au luat mesia la Isus și atunci, normal, că au spus ce etică să țină cei dintre neamuri, ceea ce s-a dat Domnului noi pentru întreaga da. omenire. Da. În timp ce evrei, pe baza legământului părinților, trebuie să continue da. să țină. Da. Uh, e, 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 să țină cele 10 porunci. Deci, aceasta a fost baza. Ce mi se pare, din cauza teologiei noastre, noi ocolim. Noi De ce ocolim? Pentru că noi am vrea ca la Concilierea Răsălăm să le neamul neamurilor foarte clar să nu porc să țină sabatul. Noi am vrea treaba asta să fie. Da. Trebuie să înțelegem că nici evreii la timpul lor nu înțelegeau că ei nu sunt mai slegați de legea lui Moise și nu înțelegeau că sabatul și dieta sunt cereri universale lui Dumnezeu. Ei nu înțelegeau treaba asta. Așa că normal că la celor dar neamurilor doar cele șase porunci înțelegem că, că sunt universale, uh -huh. Iar iar cred că celelalte patru țin de un popor special. Și atunci, firește că n-au cerut bisericii apostolice să țin toate da. acestea. Acum vreau să spun că eu era, probabil era să-mi pierd din cauza că am făcut o dată afirmația asta la radio, dar o susțin încă o dată. Anume, biserica dintre neamuri în timpul apostolilor nu a avut obligația să ține sabatul și dieta. Lucru, a trebuit să treacă timp până ce teologia sabatului să fie înțeleasă în biserica creștină. Uh -huh. Și din păcate când a fost înțeleasă, a, a fost transferată la Duminica Bun, acum trebuie să ne apropiem de încheiere și da. într-un minut aș vrea să îl luăm puțin pe Pavel uh -huh. ca prototip al creștinului uh -huh. iudeu care întrege foarte uh -huh. bine Evanghelia uh -huh. și care prezintă, poate cel mai echilibrat uh -huh. din toți scritorii biblici și uh, antebiblici, uh, conceptul de religie uh -huh. cu Dumnezeu. Uh -huh. Adică, mie îmi place la Pavel că el rezumă uh, în felul caracteristic religia într-un în felul următor: Noi în Hristos și Hristos în e noi. noi. Da. Deci, religia apare ca o relație extraordinară pe care o ai, un privilegiu cu Dumnezeu, cu Hristos, care vine și locuiește în tine da. ca Templu, tu ești noul Templu, da. acum da. Templu Duhului Sfânt. Și această este în Hristos. Da. Și această locuire Dar baza este noi în Hristos. Noi în Hristos este baza. Hristos nu este o consecință. Este, este consecința. Da? Dar această consecință trebuie să fie vizibilă prin faptele pe care ele enumeră. Dar trebuie să vadă alții. Oamenii trebuie să vadă. Da, trebuie să da. Trebuie fie văzut și da. lumina din timp trebuie să da. fie observată și în acest context practic creștinul este roditor și aduce slavă lui Dumnezeu. cred că acum trebuie să ne apropiem de încheiere. Aș vrea să vă mulțumesc pentru această mulțumesc contribuție pentru în discuția de față, chiar dacă apare unele mai tare, altele mai puțin. Oamenii așa. Se oamenii se le poată... Ideea și premisa emisiunii noastre a fost întotdeauna aceea și este un atelier de idei, nu, nu tragem da. concluzii, nu suntem cei care încercăm să oferim adevărata soluție. Soluția este numai la Dumnezeu și în Biblie. Dar și da, eu, aș vrea temat... să o citesc pe noi și să-i de pe frații mei să se ducă la Biblie lor să le descopere Biblia. Doamne și domnilor, aici încheiem emisiunea din seara aceasta. Vă mulțumim pentru participare și până data viitoare pentru, o nouă, pentru a să avem o nouă emisiune. Vă spunem la revedere și nu uitați să ne lăsați reacție dumneavoastră, observațiile pe adresa de internet www.cronici.tv. La revedere!